Prieteni, această morare news și aici noi vă povestim știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Și vă promit, cât alții tac, noi vom continua să o facem, chiar dacă actuale tare se mai străduie să ne închidă gura. Dar despre asta un pic mai târziu. Acum nu uităm de like și share, pentru că asta tare mult ne ajută să creștem în algoritmul YouTube-ului. Începem! Prieteni, eu rar când fac știri despre noi, dar astăzi chiar e cazul. Acest canal de YouTube, cu care deja v-ați obișnuit și care vă povestește știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului, riscă să dispară. Și acum vă explic de ce. Câinii turbați au fost lăsați din lese și li s-a dat ordinul să atace peste tot și peste toate. Au început să ne muște și pe noi. Sau, în primul rând, pe noi. Și iată ce am în vedere. Acum o săptămână, compania YouTube ne-a anunțat că am fost sancționați cu un strike, adică un fel de bilă neagră, pentru că în unul dintre subiectele noastre am folosit un scurt video din 2019 cu Maia Sandu la protestul împotriva organizării referendumului privind votul mixt în aceeași zi cu alegerile parlamentare. În 2019 asta făcea Plahotniuc și era coșmar. În 2024 o face însăși Maia Sandu și deja e bine. Dar nu e despre asta. Anume pe această secvență de câteva zeci de secunde, cu pe atunci viitoare doamnă președinte și s-a plâns ziarul de gardă. Gazeta dată s-a plâns că acest video, care circulă în tot internetul de ani de zile, le-ar aparține, iar noi nu am indicat sursa. Bun, am zis noi, se întâmplă și la case mari. Noi chiar ne străduim să indicăm toate sursele, dar pentru orice eventualitate am închis toate emisiunile, le-am verificat încă o dată pe toate, am mai dublat sursele în descrierea fiecărei emisiuni, mai ales ale celor din presa Maia Sandu, și ce credeți? Peste o săptămână, același ziar liber și independent iarăși s-a plâns la YouTube, de data asta pentru un video filmat în diaspora în ziua alegerilor, pe care inclusiv ei l-au preluat de pe Facebook. Vă mai amintiți de acele mii de videouri cu ai noștri din diaspora care mergeau la vot? Cel mai interesant lucru e că în emisiune noi am indicat ambele surse, și ziarul de gardă și Facebook. Ba mai mult, ca să fiți la curent, de fiecare dată înainte de a publica emisiunea, noi o verificăm prin filtrul intern al YouTube-ului din punct de vedere al drepturilor de autor. Și de fiecare dată primim asigurarea că emisiunea poate fi publicată, chiar dacă are secvențe de autor, pentru că autorii permit folosirea lor în spațiul public cu indicarea sursei. Dar ce contează dacă lumea e pornită să-ți închidă gura și încă o face la comandă, aproape sigur. Și iarăși am primit un strike, adică un fel de bilă neagră la solicitarea celor din ziarul de gardă. Scuzați că vă explic așa pe îndelete, dar vreau să înțelegeți ce se urmărește. La al treilea strike, conform regulamentul YouTube, canalul nostru va fi șters, pur și simplu va fi blocat pentru totdeauna. Chiar în aceste clipe, cât priviți această emisiune, noi nu știm dacă nu ni se pregătește și al treilea strike, dar la cât de mult timp ne dedică blogerii casei, brusc toți, ca la comandă, și la cât de minuțios ne analizează cei din ziarul de gardă, fiți siguri, vor să ne închidă, să ne șteargă, pur și simplu să dispărem. Dar nu le vom crea o asemenea plăcere. 1. Am depus toate contestațiile necesare la compania YouTube și sperăm mult ca ele să fie analizate în timpul apropiat. 2. Temporar, până vom rezolva problema cu strike-urile, am închis vechea arhivă Morari News. Chiar dacă ne va afecta vizualizările, e unica metodă de a ne proteja, pentru că ne este deja clar, ei procedează cu rea voință. Pentru că dacă ar fi fost cu bună voință, atunci cei de la ziarul de gardă, de exemplu, ar observa în YouTube-ul Moldav și alți blogeri care folosesc la greu imagini fără indicarea sursei, inclusiv ale celor de la ziarul de gardă sau de la noi, dar în cazul lor, comanda nu se dă. Pentru că ei zilnic ling fundul guvernării. Fix ca la Stalin. Друзьям все, врагам закон. Și cel mai important, 3. Dar aici noi vom avea nevoie de ajutorul vostru, prieteni. Noi am creat un canal de rezervă, Morari News, la care vă rugăm mult să vă abonați, căci nu se știe cât va mai exista actual canal. Ori atacurile lor vor continua, lucru evident. În cazul în care ne pierdeți aici, să știți că noi imediat ne vom muta pe canalul nostru de rezervă Morari News. Așadar, câine latră, caravana merge mai departe. Să rămâneți cu noi, asta e tot ce contează. Linkul la canal nou îl găsiți în descriere. Doamnelor și domnilor de la această gazetă ajunsă de partid, de ce să nu luptăm cu idei, comentarii, analize, argumente, atenționări deschise, adică cu arme pe față și nu să recurgeți la așa mărșăvenii?
vă răspund tot eu. Deoarece ceea ce spunem noi reprezintă adevărul pe care voi nu puteți să-l combateți cu nimic și nici nu puteți să-l relatați pe paginile voastre. De asta încercați să ne închideți gura prin toate mijloacele posibile. Voi, lașilor, chiar și un comunicat de presă ați difuzat imediat cum ni s-a dat prima bila neagră pentru a vă justifica și spăla astfel, dar nu ați precizat la cine vă referiți și ați cerut tuturor cățelușilor colegi să contrasemneze. Cică furt intelectual. Ce treabă aveți voi cu intelectualitatea? Voi procedați ca în Rusia lui Putin, fix ca el. Blocați site-urile și paginile care nu vă convin. Lasă să crească toate florile în grădină. Sau pot crește doar florile pe placul reginei? Și pentru că a venit vorba despre regina voastră goală. Ăștia de la ziarul de gardă au ajuns atât de mult să semene cu căței care se joacă printre picioarele stăpânului, încât deja scriu dita mai editoriale despre faptul că icoana lor sfântă a rămas la fel de modestă la 3 ani de mandat, precum a fost și în anul când am făcut greșeală și am ales-o. Doamna Alina Radu scrie că doamna Sandu are și la ziua de azi doar acel modest apartament, un salariu de nimic și tot așa în continuare pe aceleași note lacrimogene. Ei, atacatorilor, dar poporul nu tot așa a rămas modest și sărac ca și acum 3 ani. Mai mult, în acești 3 ani de mandat ai Maia Sandu, din Moldova nu cumva au mai emigrat 100.000 de oameni, dar nu cumva alte câteva sute și sute de mii de oameni au devenit și mai săraci din cauza politicilor voastre economice. Dar nu cumva în doar ultimii 2 ani inflația acumulativă a ajuns la 50%, ca niciodată în istoria țării. Dar nu cumva Andrușa Gazovșicul s-a băgat în buzunarul fiecărui cetățean prin tarife nebune la gaz, pentru că trebuia cumva de acoperit furturile de 10 de milioane. Dovezile în următorul subiect. Dar Andrușa Gazovșicul un pas nu face fără regină, credeți-mă. Dar nu cumva tot ceea ce ați reușit e doar faptul că ați manipulat partenerii să vă creadă posesori ai adevărului absolut. Nu aveți voi nimic cu adevărul absolut. Așa că, doamnă de la ziarul de gardă, propun să vă modificați logo-ul gazetei, să puneți mutră câinelui vagabond și un pic invalid pe nume Codruț. Vă garantez că astfel veți fi și mai mult pe placul reginei voastre goale și ipocrite. Vă mai amintesc, dragii mei prieteni, că paginile noastre au mai fost supuse atacurilor. PAS sau cine o mai fi din apropiația lor, angajând o companie specializată cu folosirea boților și trolilor. Mii de conturi false din Vietnam sau Bangladesh ne raportau paginile concomitent. Atunci cu greu am făcut față, dar totuși am făcut. Mai nou, sute de conturi false cu cururi goale se abonează la paginile noastre și iarăși ne raportează. Acum ei încearcă alte metode, cică oficiale. Pentru ăștia care fac acum jocul puterii și ne atacă inclusiv pe noi, eu am o întrebare. Voi cu ce vă veți ocupa după ce Maia Sandu se va muta cu traiul în altă țară, la fel ca tare mulți colegi de ei din propriul ei partid? Deci multă lume din cei care se află astăzi în politica de la Chișinău, eu îi numesc așa oportuniști, își bat CV-urile prin diverse funcții și credeți-mă că nu o să rămână ei în Republica Moldova. Așa cum n-am rămas eu în Irlanda și m-am întors acasă, așa nu vor rămâne ei în Republica Moldova. Pentru că eu mai am informații, de pur și simplu nu vreau să mergem așa, emisiunea să o facem de divertisment, dar aș pune așa o întrebare. Dacă anumiți miniștri, deputați din actuala conducere a Republicii Moldova ar intenționa după terminarea, încetarea mandatului de deputați, miniștri, etc., să rămână în Republica Moldova, dacă ar intenționa, de ce își mai cumpără apartamente? Păi la București, pe la Iași, pe la Barcelona, pe Viena, de ce? O lăs așa ca întrebare retorică. Viena, un oraș de-a dreptul fantastic și frumos și al naibii de scump, doamna Alina Radu. Întrebați-vă de unde distinsa doamnă își permite așa ceva. O paranteză, ca să nu fim acuzați de ceva. Noi nu am spus care doamnă, cine e distinsă. Veți afla și voi la timpul potrivit. Довольно психологических эксцесов. Довольно самобичеваний и самокопаний. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь в Рио-де-Жанейро! Драч приятень ши не приятень, орче не сармай пригати, ори кыть атакур вор урма контра ностра, ну че демон ничун каз. Вом ворби диспри чея че чере сочиетатя, дар ну линия партидулой, кач ворба чея, сау ей пи ной, сау ной пи ей. Вендем ши векем саледжем а до опциуне, деуаречи дака ну вафи аша, эште вор инчерка са не сугруме пи тоц каре гандим. Repet, care gândim, lor nu le-i suficient să ne impună să gândim ca ei. Ei vor să nu mai gândim efectiv, ci doar să executăm doleanțele lor.
Prea v-ați arătat arama sfâșind această țară, prea făcurăți neamul nostru de rușină și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbun și de obicei, ca să nu s-arată odată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, virtutea e o nerozie, geniul o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colb de cronici. Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici. Cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în zmintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni? Și ultima pentru doamna președinte, așa cum îi place mai mult. Doamna Sandu, dumneavoastră vă mai amintiți de timpurile odiosului Plahotniuc? E ciudată treabă. Până și banditul Plahotniuc vă permitea să urlați de dimineață până în seară la mine încă la TV7, apoi la TV8, la Jurnal TV, la Europa Liberă, lista e lungă. Iar acum, pe timpul dumneavoastră, regine noastră democratice, opoziție sau elementar vocilor de alternativă, le-au rămas câteva canale de Telegram, YouTube, prietenul nostru Gheorghe Gonță și poate vreo emisiune două. Canalele închise, site-urile închise și deja încercați să închideți gură celor puțini rămași. I-am vorbit cu prietenul dumneavoastră Andrei Spânu, căruia am înțeles că îi verificați toate contractele de achiziție de gaze și nu vedeți nimic ilegal, în timp ce auditorii internaționali văd furturi de zeci de milioane. Întrebați-l pe Spânu ce s-a întâmplat săptămâna asta, de exemplu, cu TVC21. Cum în momentul în care urma să întrebe Valeriu Stalep în emisie, li s-a deconectat lumina la tot etajul, din 15 etaje, doar la acel etaj unde se află televiziunea? Sau cum a doua zi, când urma să mai aibă loc emisiunea cu Stalep, iar i-a încurcat lumină sau ce mai fi acolo? Întrebați-l, doamna Sandu, el cunoaște detalii. Dar în primul rând, întrebați-vă pe dumneavoastră, cum se întâmplă că după 3 ani de mandat al Maiei Sandu, aproape 60% din cetățenii ai țării consideră că Moldova se îndreaptă spre o situație în care domină abuzurile, cenzura și lipsa legii. Nu eu o spun, doamna Sandu, sunt datele ultimului sondaj EMAS din decembrie. Ori veți spune că aproape 60% din oameni sunt proști, ori agenți ai Kremlinului? Am o veste proastă pentru dumneavoastră. Oamenii nu sunt proști și nici agenți ai Kremlinului. Să revenim, stimați prieteni, la cine pe cine totuși a dominat. Noi pe Miller sau ai noștri pe noi înșine totuși. Așadar, omul de afaceri Viceslav Platon, zăcălibit și el de faptul că autoritățile neagă în permanență acuzațiile că au cumpărat gaz prea scump în detrimentul intereselor cetățenilor, spunând că asta nu e adevărat, toți mint, toți au fost cumpărați, acesta a comandat un raport de expertiză a achizițiilor de gaze desfășurate de către Energocom, realizat de una din principalele companii de consultanță ale lumii în domeniul produselor petroliere și gazelor, TVCOG. Printre altele, această companie a consultat inclusiv Comisia Europeană. Dar Platon, un om insistent de firea lui, credeți-mă pe cuvânt, nu s-a limitat la asta și a comandat un audit al achizițiilor la încă două companii mari de consultanță în domeniul energetic. Rapoartele încă urmează. Concluzia gravă a companiei internaționale TVCOG e că am fost furați de peste 70 de milioane de euro la achiziția gazelor de pe bursă. Ai noștri ne-au furat. Potrivit expertizei, din 43 de tranzacții de cumpărare a gazului, doar 7 au fost făcute la un preț de piață, iar 36, atenție, 36 din 43 la un preț mai mare de cel de pe piață de câteva ori. Вот там, где красное, это все выше рыночной цены. Там, где зеленое, это в рынке. Что происходило? Происходило примерно вот что. Цена на 31, например, на 28 октября. 43 евро за мегаватт. Покупали по 99. Более чем в два раза больше. За один только день эти ребята наварили 3 388 000 евро. На следующий день, в следующий день, это понедельник, 31 октября,
Цена на бирже 33 евро. Это средняя цена. Минимальная цена была еще ниже. 33 евро они покупают по 94. Наваривают 4 397 тысяч евро на одной сделке. В этот же день цена 33,82, они покупают по 92,90. Наваривают в этот день 12 543 тысячи евро. Вы представляете, 17 миллионов евро они получили навара за один день. За счет наших средств. Уамень бунь, он сейчас бунал ковынтовы. А тунч констатул кумпура чевал лаум пред с маймаре дека челди пяца, фит сигур, а ич се фура. Наварул мерджу куйва ан бузунар. Дуарка ша ич ворогатенце, ан газул дат са фурат де доу орь. Ша тунч кан газул са компарат дека тива орь май скумп, яра пой дин бузунарул фи кэру один триной, прин тарифе не буня. Какое заключение делают эксперты? Номинальная стоимость всех 43 сделок 299 миллионов 939 тысяч евро. 36 сделок были приведены не по справедливой рыночной цене. Цена на 68 миллионов 177 тысяч евро больше, чем могла бы быть, если бы была применена справедливая рыночная цена. То есть эксперты со всеми допусками, допуск на кретинизм, допуск на то, что вовремя не купили, что купили по завышенной цене, не вовремя сделали заявку на бирже, того, заключили, что 68 миллионов евро было переплачено. Друзья мои, на самом деле более 70. Вячеслав Платона промиска экипа сади авокац во информат тоте церили импликати, шо официали лор диспри активитате корупта ауторитет лор Молдови, шо вадипуни плинджер пентру инициерия унор процедур пенали на Маря Британия, Германия ШСУА. Ела экспликат, ка Германия ШСУА аулокат фондур пентру компенсации, каре офос парциал фурате прин интермедиул Энергоком. Яран Маря Британия шаре седил Централ Берд, банка прин каре офос аулокат кредит де 300 де миллионе де евро пентру прокураря газилор де кетри Энергоком. Но не аппарат вам урмария че субъект, дар пына уна алта, аму пропунере пентру дуамна ноастра прешединта, каре дюбичей и анализяза тоати контрактели луи спыну, шину веде семне де корупция. Инглеза о кунаштец? О кунаштец. Аташем майжос линк ла рапорт. Лектуру плакута, дуамна Санду. Ши тот ла ачелаш субъект. Дин кайте ведем, эроизмул ши романтизмул гувернерия атрекут ин привинца ориджини газул натурал пентру молдовень. Дежани се спуни дискис, ка чел май пробабил дин примавара ревеним ла аквизиционаре ачестуе дела Газпром. Де дой ани се тот спуни кам скапа де руш, де шантажу лор, де газу лор, де мама лор, ши конколо хоп ши ярош ла Газпром. Дар ной и инцеледжим печей десус. И уж орсы фитаре пи фейсбук ши се блокес паджень. Дар економия инсямна цифре бань статистич. Коша чева ну тяжоч. Няудат европейни бань кат няудат, дар кандежа ну пря не седе, ну мы путем компарать де пиун де пикат, дуар ка се ратем ка ной у нациюнику кыцва километры потрац, путем конкураку нюня европяна. Аколу еиш пирмица я газе ши де пи марте, дак в афини часар. Ланоин се гувернаре се кяму пас, ши на афара де фаптул ка путем маскунде штампилили, ша инвентат от фиол диспиритор пентру попор, май требую са май мънкем чева пентру ка уамени са ну дя фок ла гуверн, парламент ши прешединция. Апропо да, ануми ачаста есть ордене коректа а импортанция институции лор статулы интро цара ку режим парламентар де гувернамент. Премьеру ли фигура номер луну, урмат де кетри шефл парламентулы, ша бя пой урмяза прешединция. Но мы ланой каланимень. О фигуры фыры путери де цини туаты путери, ши де чиди чини пуати фи шофер, секретар, са усипуни пимасы чини ку чини се кулка, ши чини динтри мембри анумитру партиди пляка ин визите нунеле савалти церь. А шая, тот се вора фи воронен са оплохотнюк. Ярсанду, ну и у эксчепция на час сенс. Проблема е ка явря шимай мулдикат преди часори. Я и президент, я император, я король. Я Майкл Джексон, а ты никто. Мое слово для тебя закон. Дар сревеним ла тема преферата алу Андрей Спыну, субъект карен челеди нурма и вожука феста. Куноскутул аналист экономик Вячеслав Яуница, а авут зилле трекути не инспирация, де опубликат нешти цифры, аша кум еле сум де факт.
N-a făcut omul decât să spună un adevăr cunoscut de către toți. Așadar, acesta scrie că moldovenii plătesc unul dintre cele mai mari prețuri la gazele naturale în zona țărilor din sud-estul Europei. Expertul constată că prețul gazelor naturale pentru consumatorii din Moldova este de 4 ori mai mare decât în Ucraina sau Ungaria și cu 45% mai mare decât media regională. Doamne Dumnezeule, ce a urmat! Toate hienele partidului i-au sărit în cap, l-au făcut în fel și chip. Niște moderatori de emisiuni fără rating, dar ai partidului, i-au sărit la gât acuzându-l chiar și de faptul că ar fi omul Moscovei. Stimați prieteni, voi înțelegeți că aici e necesar un tratament serios. Aici nici Costiujenul deja nu ar face față. Ăștia au degradat în așa hal încât sunt gata să ne deporteze pe toți în Siberia și să ne retragă cetățenia moldovenească dacă îndrăznim să spunem lucrurilor pe nume. Eu tare sper că domnul Ioniță nu s-a speriat de ei și îmi permit să-i fac o sugestie. Cel mai mare coșmar al PAS-ului este atunci când, la atacul lor, răspunzi cu o altă analiză economică în cazul dat. Ei urlă, dar noi argumentăm. Ei țipă, iar noi o dăm cu argumentele. Ei turbează, dar noi o ținem una și bună. Argumente! Și să vedeți că astfel vor ajunge la Balamuc, iar noi le vom dori drum bun. Eu mă duc la Balamuc, mă duc la Balamuc, eu mă duc la Balamuc, eu mă duc la Balamuc. Copiii ăștia mici și obraznici încep să aibă apucături ca ale predecesorilor. Vor oamenii buni și ei să-și tragă aeroportul sub partid. Or, aeroportul aduce milioane pe lună, pe seama noastră, a proștilor care nu ne revoltăm niciodată. Cu mare tamtam au scos aeroportul de sub șor, poporul a fost fericit și când colo, ce vedem? Băieții șmecheri au decis că a venit și timpul lor să facă bani cu lopata. Așa că au decis să dea în concesiune spațiile comerciale din incinta aerogării. După ce au alungat duty free-ul lui Lanșor, acum vor să-și instaleze pe al lor. Și Chica a organizat un fel de Chica concurs și Chica a câștigat o dită mai companie din Paris. Franța, doamnelor și domnilor, una din inimile Europei, ni se spune nouă. Doar că această companie și-a făcut sediul în una dintre odăile unui cămin studențesc abia la finele anului trecut, firma dată are mari probleme cu legea în România, Timutul DNA, investigându-i activitatea și la fel ca și la noi, investigează cum a învins totuși această companie la un fel de pretins concurs din București. Dar nouă ni se bagă în existent ideea că totul e legal, că a învins concursul cel mai tare dintre cei mai puternici. Okay, deodată presupuneți că e ceva necurat fără să dați... Nu presupunem, noi așteptăm răspunsuri din partea dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți cum se explică faptul. Evident că e nevoie de oameni, de companii serioase în aeroport și nu de companii genul Habarul. Și evident că cerințele alea au crescut. Dar de aici îți presupui că nu știi necurat ce dat să dai răspunsul în întrebare? Pentru că nu există foarte multă transparență și nu știm cum au lucrurile. Păi s-a dat un anunț de tender cu niște condiții, da, un pic mai complicate, ca să ai investitori serioși la aeroport. Așa. Nu companii fantomă și afiliate unor grupări criminale. Evident că deci trebuie să nu uităm, suntem într-un război hibrid. Dacă și fostul premier Ion Chicu a ajuns să spună că dacă știam că niște șnapăni vor încerca să concesioneze din nou aeroportul, nu mai lansam rezilierea, atunci situația e și mai gravă. Traduc pentru cei mai puțin cunoscători. Șnapăn, adică escroc, hoțoman, potlogar, șarlatan, dexul limbii române. Sau mai simplu spus, ciușpan. Ce se întâmplă acum la aeroport, e că am încă o întrebare aici. Se întâmplă cu spațiul de la aeroport. Noi am fost cei care am inițiat să întoarcem aeroportul statului. Președintele Dodon și premierul Chicu. Și am reușit. Mai bine nu făceam acest lucru. Chicu are dreptul scris ieri. Să ne merească mâinile lui Spânu, care nu vrea să deie toate spațiile comerciale care sunt bune, care sunt profitabile, să le deie la o firmă dintr-un cămin de pe Scarasnaia? Maia Sandu, ce dornicul? Ce nu vezi ce faci până tot? Și că toate este an electoral, eu înțeleg, doamna Sandu. Parcă ai consilieri, americani se uită și fac. Mai mare discreditare decât îți face echipa din jur. Deci, care e principiul din Uniunii Europene? Care e piața funcțională? Din câte înțeleg eu, caietul de sarcini a fost scris după profilul economic și financiar al acestei companii. Alți pretendenți la popularea celor spații comerciale nu au existat aparent. Ceea ce ridică întrebări. Este foarte bine să scoatem toate rămășițele companiilor lui Șor, pentru că eu, în calitate de fost președinte al Comisiei de Anchetă Parlamentare pe concesionarea aeroportului, știu
despre sumele uriașe de bani care au fost generate de lipsa de supraveghere din partea statului, inclusiv din partea APP-ului, a comisiilor care trebuiau să monitorizeze, și acestea au adus câștiguri fabuloase, pe care Șor și gașca lui le-au repartizat pentru scopuri politice. Dar nu aș dori ca înlocuirea companiilor lui Șor să se producă de asemenea netransparent. Atunci când există o licitație, un tender, trebuie să existe toate elementele unei competiții reale. Nu este posibil ca un oficial al guvernului să plece în Germania sau în Franța și să spună: eu știu cine va fi în aeroport. Eu știu pentru că sunt bun. Dar de ce ar trebui să te credem pe tine, Mr. X? Și încă ceva despre aviație. Nouă jucăria lui Spânu și Rician. Sau Rician și Spânu. Asta ei să ne spună cine e cel mai tare și important. La Chișinău a apărut o investigație în care se spune că anumite companii moldovenești au continuat să intermedieze vânzările de piese de avioane în Rusia și în 2023, în pofida sancțiunilor. UE a spus că este îngrijorată de relatările cu privire la eludarea acestora și că guvernul de la Chișinău ar trebui să ia măsuri. Reprezentanții guvernului au venit cu o reacție. Autoritățile s-au sesizat imediat cum a apărut analiza internațională în luna august a anului trecut. Prin instituțiile de profil naționale și prin cooperarea internațională se investigează cazurile semnalate. Au zis cei din executiv și mai mult nu s-a făcut nimic. Banii nu au miros, domnilor de la putere, așa-i? Mergeți în Ucraina și faceți niște fețe smerite, zici că sunteți apostoli, dar pe la spate faceți business cu rușii. Aveți mare grijă, domnilor de sus, să nu aflăm noi peste ani, ca și în cazul fostei concesiuni, că de fapt francezii nu sunt chiar francezi, ci niște băieți locali care cunosc un pic de franceză. Cum spun cine? Polonezii. Bonjour, mama. De fapt francezii de la... Da, de la... Ajungi acolo de unde ai pornit, zice o veche zicală. E și cazul pasului, care treptat se pregătește să ajungă acolo de unde a pornit. Inițial în opoziție parlamentară, ulterior în opoziție locală și într-un final opoziție neînsemnată. Este și dovada ultimei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău, acolo unde partidul care deține cam cât au avut Voronin și Plahotniuc la un loc, se plânge că ceva nu face față lucrurilor. Eu insist să amintesc că PAS a pierdut lamentabil în fața primarului din primul tur, fără nicio șansă, fără nici cea mai mică șansă. A râs și Bucureștiul de Partidul Puterii de la noi. Să ai tot și să pierzi ca un începător, asta trebuie să fie într-atât de slab, încât despre asta să se poate scrie și manualele de politică. Ia vedeți voi câteva momente de la ședința de vinerea CMC, acolo unde PAS amintea de a doua lor mamă, Maria Olari. Ui, Vani, и гляди, какие клоуны! Рот хоть с довязочки пришей. Ой, ты чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пень. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я прав, Вань. Уж Лепсин лучше помолчал бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да? Да я же их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе на пять позор один. Тебе шитья пойдет, аршин, где деньги, Зин? Știm, dragi prieteni, că deja aveți un sentiment de repulsie când auziți de reforma justiției în stilul PAS. Dar ultima hohmă la temă este și mai. De fapt, hohmea. Așadar, Ministerul Justiției, condus de Veronica Mihailov-Moraru și de către Sergiu Litvinenko, propune, atenție mare, redenumirea instanțelor de apel. Astfel, se propune redenumirea Curții de Apel Belți în Curtea de Apel Nord, Curtea de Apel Chișinău să fie redenumită în Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Cahul, alături de care va fi alipită Curtea de Apel Comrat, să fie redenumită în Curtea de Apel Sud, cu două sedii, la Cahul și Comrat. Iată, cam asta e reforma reformelor reformatoare. 3 ani atât de profund au reformat-o, punând, de fapt, mână pe ea, ca într-un final să ne zică simplu, schimbă denumirile. Știți expresia aceea? Merge tot și scrie o Mai e ceva nou. Faptul că avem procuror american, asta deja e clar din toate punctele de vedere. Aici reforma se rezumă în cele din urmă tot la un fleac. Sediu nou ați găsit? Am identificat un sediu unde noi am fi, deci
dispuși să ne mutăm acolo, nu e clar la moment dacă e posibil sau nu. La Procuratura Generală? A, nu, o e vorba pe... despre o clădire unde la moment se află Academia de Știință. Cam așa, de ce avem noi nevoie de Academia de Știință a Moldovei dacă fiica mamei are nevoie de un sediu subtuos? Как? Что за жизнь-то? Сиди хоть, методичку пиши. Как выжить среди долбоебов? Курьез, дичину он сидел в музее де история сау библиотечи национале, дичину он спатели либера дела прешеденция, дичину ловили дела кондрица. Репет, вы путец сэнкидит ша часто идите у рунди ампласао, дар уамени гандец ша шпун экзакта челеш антребарь кашуной. Ашак не цик рабдаря, тречем ной ша песть атаку релилор. О, шика венит ворба. Спредю Сибири де ной, чей десус сяпра де атакур алтфил. Авец база де стат? Да. De ce? Considerați că sunteți supusă unui pericol sau? Eu cred că atmosfera în care noi trăim în ziua de azi, modul brutal în care sunt eu atacată și criticată pe canale Telegram, pe Facebook, mă fac să nu mă simt sigură când merg pe stradă. Și îmi pare rău, pentru că eu nu mă așteptam la așa ceva când am acceptat această funcție. Credeam nu v-ați așteptat la așa ceva? Nu m-am așteptat la ceva. Eu mă așteptam să fiu, nu știu, atacată, denigrată de fugare noștri peste hotare, cum iese câteodată la televizor. Dar să fiu în așa mod atacată de foarte mulți oameni, de mulți dintre ei sunt anonimi, pentru că nu au curajul să facă acest lucru din numele lor propriu, la asta chiar nu mă așteptam. Păi, de unde și... știți că nu sunt fugarii în spatele pentru că anonimilor? Pentru că sunt prea mulți. Dar noi, cei care suntem lenșați în mod și mai brutal, criticați și pe Telegram, și la TV, și în gazetele pentru toalete și peste tot unde aveți control, noi nu avem dreptul să cerem pază de stat de la Maia Sandu, ori anume prin semnatura sa se dau bodyguards unora sau altora. Iată ce înseamnă când justiția e făcută de niște onegiști. Noi când vorbim despre mașini scumpe, case a unor judecători, procurori și așa mai departe, care până la urmă sunt investigații jurnaliști și vezi judecătorul sau procurorul cu tare și cu tare de unde iese și asta e puțin probabil cu un judecător sau un procuror din salariu, chiar dacă este destul de ok, poate să-și permită asemenea luxuri, unii dintre ei, nu toți. Dar haideți să vedem și reformatorii justiției cum trăiesc. Cineva din jurnaliști a filmat mașinile și casele reformatorilor. Eu vă dau, domnului, exemplu. O singură asociație, ONG, a primit 1.300.000 de euro pentru reforma justiției, care reformează justiția de 15 ani, cred că, da? Păi oamenii ăștia, normal că sunt cointeresați să o reformeze așa cum este reformat în momentul de față, poate eu mai cădea niște bani. Ați găsit și asta un ONG care e vinovat. Domnule Guzon, eu înțeleg că dumneavoastră dacă sunteți membru în Consiliul Superior al Magistraturii, inclusiv... Dacă mi-ați crezut că reformeze justiția, domnul Pândeu, atunci... Domnule Guzon, ați avut un discurs împotriva toate instituțiilor de stat. Nu împotriva instituțiilor de stat, împotriva celor care v-au promovat inclusiv pe dumneavoastră în Consiliul Superior al Magistraturii. Eu am aplicat, pe mine nimeni nu m-a promovat. Ați aplicat, dar pe mine mă deranjează faptul când unii oameni care evaluează judecătorii și procurorii nu-și decide în ONG-ul și ala tot să aleg cu funcții importante în stat. Сожалению, у нас судебно-правовая реформа трансформировалась в очень прибыльный бизнес. Это простая бизнес-деятельность. Раскройте скобки, да, что да, вы имеете в виду. Простая бизнес-деятельность. То есть, согласно стандартам Европейского Союза, любая реформа должна быть result-oriented, то есть деятельность, ориентированная на достижение результата. И Европейский Союз неоднократно выступал против process-oriented activity, то есть выступал против деятельности, направленной на процесс. У нас же в стране все перевернуто с ног на голову. У нас выгодно заниматься правовой реформой, да и, наверное, я убежден, что в других сферах реформирования то же самое, как можно дольше. Это происходит из-за того, что Европейский Союз платит деньги не за результат, который они промовируют, как я сказал, result-oriented. Нет, они не за это платят деньги, они платят на основании таймшитс, вот эти вот листы рабочего времени, в месяц ты проработал. Извините, я не очень верю в то, что те, которые платят деньги, в данном случае Европейский Союз, которые финансируют эту реформу, я абсолютно уверена, что они не идиоты. Кто тогда в этом процессе идет? То есть они не понимают, что это бесконечный процесс, который непонятно... Или они реально верят в те отчеты, которые мы из Кишинева пишем? Я поэтому сказал, что я скажу крамольную вещь.
крамольную вещь. Сейчас очень многие на меня озлобятся, потому что есть очень много экспертов, которые приезжают сюда, читают какие-то лекции, участвуют в каких-то семинарах, какие-то там раунд-тейблс, какие-то там конференции, и получают за это очень хорошие деньги. Доходит до того, что они получают около 1000 евро за день работы. 1000 евро за 1000 евро за день работы. Да, это обычная ставка международного эксперта. Шентим, че ноу де три яни сиворбешти диспринуштим че, чей че контязы куаде варат, че требуй де дискутат сун турматуареля. Ангажация интерприндери де стат кале фирата о Молдове ну шо примит салариеле де китива лунь. Экспортерели ин примили 11 лунь али ануу трекут, ау фоску 6% май мич декит ин периода респектива ануу 2022. Инвестициеле строини директе ануу трекут ау фоску 530% май мич. Инкасерили ла бюджет ау фоск май мич ануу трекут ку 1,5 миллиарда де лей декит приведи леджа бюджетул де стат. Фермьери în continuare cer guvernării achitarea datoriilor la subvenții. Moldova este în cea mai profundă criză demografică și înregistrează anual cel mai mic număr de nașteri în istorie de peste 175 de ani de înregistrări. Vama pretins reformată și fără corupție a finalizat luna ianuarie cu minus 345 de milioane de lei în casări față de ianuarie 2023. Minus 13%. Moldova este în criză socială legată de exodul tinerilor, de depopulare și îmbătrânire. În cele 36 de luni de mandat prezidențial al Mae Sandu, datoria de stat a Moldovei a crescut cu exact 36 de miliarde de lei, iar creditele noi au fost folosite pentru a plăti dobânzi enorme atât pe intern cât și de pe extern. În 2023, statul a avut de achitat doar pe dobânzi și comisioane peste 5,3 miliarde de lei, ceea ce e de două ori mai mult ca în 2022. Guvernanții au redus cheltuielile pentru educație și sănătate, dar au crescut cheltuielile pentru miniștri și parlamentari. Și încă ceva cifre. Hotărârea cu privire la stabilirea cuantumului lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidilor politice pentru anul 2024 a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală. Așadar, Partidul Acțiune și Solidaritate va primi în acest an de la bugetul de stat peste 26 de milioane de lei sau peste 2 milioane de lei pe lună de la stat. PAS va primi în acest an cu aproape 8 milioane de lei mai mult din bugetul național față de anul trecut. Și cu regret, subiectele cu adevărat importante și tragice pot continua, dar ei ne zic nou despre nu știu ce reforme, un referendum constituțional, un fel de copy-paste de la georgieni și ucraineni, despre război hibrid, despre hibrid război și tot așa mai departe după scenariul lor de prostire a noastră. Doamna Maia Sandu organizează cu ocazia alegerilor prezidențiale un referendum pentru integrarea europeană. Organizează acest referendum pentru integrarea europeană cu un scop politic foarte bine pus la punct. Primul obiectiv este, tocmai pentru că doamna Maia Sandu nu mai are 50% în opțiunea electorală, să identifice proiectul Maia Sandu cu proiectul integrării europene. Altminte spus, opțiunea pro-europeană a cetățenilor Republicii Moldova este peste 50%. Undeva între 50-60% depinde la ce sondaj minte. Doamna Maia Sandu în sondaje nu mai are 50%. Doamna Maia Sandu face acest referendum și tactica politică este, din punctul meu de vedere, bine găsită pentru a identifica opțiunea Maia Sandu cu integrarea europeană, deci pentru a avea un sprijin la alegerile prezidențiale. Doamna Maia Sandu este reprezentanta proiectului de integrare europeană, prin urmare, dacă votezi la referendum pro-Europa, trebuie să votezi și pro-Maia Sandu. Asta este, de fapt, jocul referendumului în Republica Moldova și doamna Maia Sandu a gândit această tactică politică pentru a-și crește pentru a-și spori șansele de a deveni președinte. Ei, în schimb avem un nou ministru de externe care deține o bază de odihnă la Vadul Vodă și el știe sigur cum să ajungă la ea. Ei, în schimb avem un nou... Ei, în schimb avem un nou ministru de externe care deține o bază de odihnă la Vadul Vodă și el știe sigur cum să ajungă la ea. Установлено соединение со спутниками. Маршрут проложен. Продолжайте движение. Возьмите левее. Приготовьтесь. Возьмите правее. Вы ушли с маршрута. Круговое движение. Продолжайте движение. Вы прибыли в место назначения.
и сработуаре Мариан пресса Галбина делатыта пупатура ку партидул Галбин. А че пресса каря а игнорат комплет, дар комплет, дезвалуирили ностры диакум доу септамынь, дезприфилажил дипломатилор украинин декатри сисул ностру, а кум сауграбиится дя штири трассе каландиго. Амбассадорул Украине дезминте спусили Наталья Мурарь. Киевул респинджи тентативили Москове диакомпромити релациили молды украинене. Жоску Мурарь. Уно. Драга преса Галбина, да диче ай таку токмай доу септамынь? Акум доу септамынь ну висадат вое садат смакаро штире, яр акум бруска царит тоцку дизминцирили. Дой. Экшеленца са амбассадор Украине азиска ничун ангажат ал амбассаде ну сасимцит филат. Экшеленца, ану ми ашаше се фачи филажил, ка нимень са нул симте. Фаптул ка нимень ну асимцит ну нсямна ка филажил ну авут лог. Ворби здесь прямы на Московей? Перфект диакорд ку думня вастра. Дорка ваш рекомендас интрибац печи дин сису молдовенеск са каути мы на Московей ин проприи ли рындур. Компромитиря релация лор констен ну фаптул ка информация ли ау ажунс публиче, дарам фаптул ка асемень акцион ди филаж ин дженере ау вут лог. Шида, репет, документеле миле оферит партия украиняна. Сун сигур ка вевецкоминджи ди аста ин тимпл чел май апропиат. Шитрей, шаич ярош ревин ла преса ностра Галбина, каря тыт димут сау букурат садя жоску морарь. Ла приму лан ди факультате журналисти сунт инвацат се пуна интребери. Апо ята, интреберили каря ку адеварат контяза ин туата ачаста история, требу адресате ауторитетелор дин Република Молдова, шим приму рын прокуратури генерале. Ли репет, уно, ла пече кокс экзиста досарул пенал номерул 202-367-0068, порнит им база артикулу 338 «Спионаж». 2. Путец конфирма са конфирма экзистенца скрисорилор секрете ку нумериле де ешире 4-977S ши 4-1047S трансмисия де катри СИС ла адреса прокурорул интеримар генерал Ион Мунтяну ша шефул интеримар пече кокс Виктор Фуртуна. 3. În cadrul acestui dosar, au fost filați diplomații ucraineni, acreditați Moldova, dar și membrii familiilor lor? 4. Cât de legale au fost măsurile operative folosite la adresa acestora? Ambasadorul Ucrainei n-are cum să știe răspunsurile la aceste întrebări, iar Procuratura Generală sau SIS-ul precis le cunosc, doar că în continuare tac, iar tăcerea asta vorbește de la sine. Neapărat vom reveni la acest subiect. Prieteni, aceasta a fost Murari News și așa am văzut noi săptămâna care a fost. Vă mai rog o dată să vă abonați la canalul nostru de rezervă Murari News. Lăsăm linkul jos. Asta în cazul în care lor le va reuși să ne blocheze acest canal. Ei vor să ne închidă gura, noi vom vorbi și mai tare. Nu uitați, aici noi vă povestim știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Vă îmbrățișez cu mult drag și ne revedem săptămâna care vine.